Un contrabandist de țigări a fost prins în flagrant joi seara la Straja, în apropierea graniței, în timp ce transporta un colet în care se aflau 500 de pachete de țigări. Suspectul a fost prins de o patrulă de polițiști de frontieră și jandarmi de la Gruparea Mobilă Bacău. Țigările în valoare de aproape 6.000 de lei au fost confiscate, iar contrabandistul de țigări, un cetățean ucrainean de 27 de ani, a fost reținut în arestul poliției. Suspectul este acum cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat și contrabandă.